Trăim într-o lume în care este parcă tot mai multă nedreptate. Va face Dumnezeu vreodată dreptate pe pământ? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Iisus. Stă scris, obișnuia el să spună, celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește învățătura. În acest video încercăm să aflăm, folosind același etalon, Biblia, dacă și când va face Dumnezeu dreptate. Apropo, scrie-ne în comentarii părerea ta în acest sens. Dreptatea este una din cele mai profunde nevoi ale sufletului nostru. Și atunci când ne simțim nedreptățiți, mergem la tribunal, autoritatea care judecă și împarte dreptatea. Știm că împlinirea dreptății este strâns legată de judecată și ne dorim ca judecătorul în mâna căruia a ajuns cazul nostru să fie un om moral și înțelept care să judece drept. Dar atunci când suntem noi cei care am nedreptățit pe altul, ne este teamă de judecată și de consecințele ei și ne-am dorit să nu se facă niciodată dreptate. Și aceasta pentru că fiecăruia îi pasă mai mult de pielea lui decât de dreptate. Cum am putea avea dreptate pe pământ când omul este prins în acest dublu standard meschin? Pe de o parte iubim dreptatea atunci când ne aparține, iar pe de altă parte o urâm atunci când le aparține altora. Și tocmai pentru că există atâta nedreptate pe pământ, o nedreptate pe care omul nu o poate corecta din cauza lipsei lui de obiectivitate, Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Judecata lui Dumnezeu, în care urmează să se facă dreptate, este un subiect central al Bibliei, mai ales al ultimei ei cărți, Apocalipsa. În ea, cei nedreptățiți strigă fierbinte după dreptate. Până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Iar înainte de a începe judecata, un înger traversează cerul, avertizând întregul pământ. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Însuși Iisus avertizează, vă spun, că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Iar apostolul Pavel zice, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Sunt câteva lucruri extrem de importante de reținut. 1. Există un ceas, o zi, la sfârșitul timpului, atunci când va veni Iisus, în care Dumnezeu va face dreptate. Biblia vorbește despre ceasul judecății sau despre ziua aceea sau ziua judecății în peste 100 de versete doar în Noul Testament. Pentru că istoria acestui pământ plin de răutate nu se poate încheia fără ca să se facă dreptate. 2. Dumnezeu va judeca nu doar faptele și doar vorbele rele, ci și cuvintele nefolositoare și chiar mai mult, lucrurile ascunse ale inimii. Adică acele gânduri rele care nu au apucat niciodată să fie puse în cuvinte sau în fapte. Și asta pentru că Dumnezeu ne pregătește un nou început. O lume nouă, construită pe cu totul altă temelie. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Iar 3. Pentru că judecata lui Dumnezeu va fi făcută în așa detaliu și profunzime, va fi imposibil ca cineva să fie găsit drept în ziua aceea. Pot eu, oare sau tu să pretindem că nu am spus cuvinte nedrepte și că nu am gândit rău despre nimeni niciodată? Și atunci, cine ar putea fi găsit drept?
Dumnezeu oferă o soluție la această problemă. Iisus spune, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele Fiului lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Biblia spune că în timp ce ne apropiem de ziua aceea în care Dumnezeu va judeca faptele, vorbele și gândurile, oamenii se vor împărți în două categorii. Cei care, iubind lumina, au pus cu toată smerenia vina răutăților asupra lui Iisus și astfel vor fi găsiți drepți, iar cei care, în mândria lor, vor insista să trăiască în întuneric și să-și poarte răutatea până în ziua în care se vor înfățișa înaintea unui Dumnezeu sfânt și drept care judecă. Iar ziua aceea nu este departe. În puținul timp care a mai rămas, tu ce vei alege? Află mai mult pe acest subiect. Ți-am pus o carte excepțională în primul link din descriere. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat imediat ce postăm un nou video. Pe curând!